12 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie vor fi sărbătorite sâmbătă la primăria Suceava. Acest eveniment, ca de obicei, în buna tradiție promovată de primarul Ion Lungu, va fi transformat într-o mică sărbătoare pentru cinstirea concitadinilor noștri mai vârstnici, fideli primei iubiri. Sâmbătă 28 martie, începând cu ora 10 la primăria Suceava, vor fi sărbătorite alte 12 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. Vom mai sărbători încă 12 cupluri de aur. Este vorba de persoane care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Cred că este un gest frumos, un gest de recunoaștere a societății pentru tot ce au făcut acești oameni. Oameni care s-au sacrificat, au construit orașul vechi, dacă vreți, reconstruiesc orașul la ora actuală. Ca de obicei, fiecare cuplu va primi câte 200 de lei, flori și diplome și va ciocni o cupă de șampanie cu primarul Ion Lungu. El a precizat că din anul 2005 și până în prezent, la primăria Suceava au fost sărbătorite aproximativ 900 de cupluri de aur.